Bine v-am regăsit, băieți, la un nou videoclip pe cel mai șmecher canal de YouTube din România și pe cel mai șmecher server de 5M din România. Ne aflăm pe Fairplay România, care este serverul meu de 5M. Vreau să vă zic două vorbe și acelea sunt că serverul a fost băgat în mentenanță pentru câteva săptămâni pentru a fi adăugat un update super bombă, va fi acordat wipe total, de-aia serverul este închis la momentul actual. V-am explicat și pe clipul pe care l-am postat mai devreme și o să vă explic în continuare până când vor înțelege toți și vor vedea toți mesajul pe care vreau să vi-l spun. Totodată vă aștept pe serverul de Discord pe care l-aveți în descriere, unde o să postăm leak-uri super bombă în cam două săptămâni, zic eu cel mult. O să începem cu leak-urile pentru că serverul deja începe să prindă culoare. Nu aveți idee cât de mult muncește Proxy și câte lucruri am adăugat și câte lucruri mai sunt de adăugat, lucruri unice. Serverul va merge super bombă, VRP-ul a fost rescris total. Dar nu vreau să vă zic prea multe chestii, nu vreau să dau prea mult din gură. Vă las cu videoclipul. Nu uitați să dați și mie un follow pe Instagram dacă mă iubiți voi. Hai, vă pup. Dă-te jos din mașină. Vino ca smurg, stai așa smurg. Bă, ai cuțitul la gât ăsta din față. Ai cuțitul la gât, ai înțeles? Fugi, mă, fugi. Am eu cuțitul din la gât. Da, ai cuțitul la gât, bă! Pșt, te-am tăiat. Dă-i pălărie, hai, zic. Cui? Bă! Vino repede. Ia vezi, ia apasă alt X, apasă ce... Ia dă-te jos o leacă. Ia! Ia, dă-te o leacă jos, dă-te o leacă jos. Atezi, mă, da, mă. Ia uite. Rupe gâtul. Gata! E vine ușor. Oră de mașină. Ce aveți, mă? De ce a scos cuțitul la colegul meu la cap? Cine a scos, mă, cuțitul la colegul tău? Nu, mama, hai, mă, jos din mașină. Dă-te jos. Băi, băiatule, stai, mă, ce-i pățin, mă? Bă, mișcă-te și dă-te jos din mașină, că imediat îl chem și pe colegul și o să vedeți cine e. Băi, stați, domnul, o secundă, că totuși, nu înțelegeți? Domnul, mi-a înghețat că e mine. Da. Vă rog eu mult, nu ne mai amenințați așa că noi ne speriem. Deci, uite aici, mașina e și a mea. Uite aici coșinul. Domnul, aceasta este mașina mea, nu înțeleg de ce trageți în mine. Dă-te jos, dă-te jos. E mașina, vezi? E mașina. Ei, uite că chiar ta scoetează și la noastră. Da. Mamă, ce... M-a căcat pe mine de frică, domnul polițist. Mi-e și frică să mă dau jos din mașină. Corect. Să-ți dai jos ceva. Hai să vedem ce fac. Ia, stai pe vine așa, ce fac. Ia, fața mașină, că ai mască. Și tu. Gata, domnule, te-am lăsat tot jos aici. Hai, stai. Eu am dat curăța inventarul cu aia. Cum dai? Unde? Cum dai mașină? Capa jucător, inventar, curăță inventarul. Cum? Stați pe loc. Fața la mașină. Păi, gata, domnule polițist. Și tu. Păi, dar puteți să ne spuneți și noi până la urmă care e motivul, că noi nu prea am înțeles. Pentru că eu m-am dat jos să mă duc până la Fleca, acolo. Așa. La bancă. Păi, stați, comunic și eu cu domnul. Stați să comunic, să înțeleg ce s-a întâmplat. Ai început și ai urlat la colegul meu. Fiată cu Fleca asta. Dă-i mă drumul de aici, nu știu ce, că am cuțitul la... Fiată, a plecat ăla, da? Păi bun, așa, păi și faceți-mă să înțeleg, o secundă, vă rog frumos. Dacă colegul dumneavoastră a plecat la Fleca și dumneavoastră spuneți că noi v-am fi furat de fapt mașina. Eu nu înțeleg unde e sensul, că dacă noi nu eram la Fleca în momentul ăla. Bă, vita cap, dă-i mă. N-am mânat, ia ți-ai evitat, vii. Bă, duci pe dosare penale, fută-mă în gură. Ești, mă, du-te mă, n-ai vizit o veste. Aoleu, mamă, aoleu. Țică, a fugit ăla. Vino. Vino. Lasă, bă, are pană, e Power Gaming, vino. Măi, fugi. Dacă a fost, ce bătăi l-am dat la aia, ești prost? Cât pe jos. Trebuie. Doamne, cum a scupat de terei. Jegosule! Ratatatata! Bă, dă-te în pula mea pe cine faci tamă, bă. Dacă prieteni tău te bau. Ia uite-mă, uite-l aia.
Bă, cine faci tu jogos? Ia. Că nu înțeleg. Uite prosul, uite, uite săracul ce prosul. Uite, uite săracul, cum ce e ăsta în ce acum. Fac, ce fac? Acum vine. Ce-i-am făcut unul prost? Hai că dă polițistul. Dă polițistul pe el, hai. Ce fel te-am făcut? A luat, bă, bă, a furat scooterul. Cui a luat polițistul scooterul? L-a omorât polițistul, bă, prost. Păi de ce dracu din 10 etichete? A, uite. Mamă, nu cred că a venit adminul. Bro, da, am făcut admine. 10, taci un pic, bălărie. Am făcut 10 etichete și abia ai venit tu, după o grămadă de timp. Deci fii atent, da, am film... Sunt 16 etichete bălărie, de fericire în curs și dacă ai făcut 10, înseamnă că 10 dintre ele sunt la tine. 9 vor fi sancțiune de etichete fără motiv. Nu, am făcut gen pe parcursul zilei când m-am jucat aici pe server. Okay. Adică în parcursul a vreo 3-4 ore. În fine. Deci era, am o filmare, uite, nu se ia. Cu doi care au început, s-au dat la noi jos cu cuțitele fixat și în zona asta. Ne-au înjunghiat. După aia da, m-a alergat pe mine cu cuțitul. O să văd filmarea în care s-a întâmplat următorul lucru. Voi doi după un scooter, i-ați insultat, ăla în locul de dreapta s-a dat jos și v-a luat la macete. Tu ai fugit în partea aia, pe tovarășul tău l-a nimerit. Da. Nu asta arată filmarea? Ba da, și după a venit ăla și deci, din acum fii atent. Pune să bată pe ID-ul 556. Pe baza regulamentului. Păi stai o secundă, ai voie să scoți cuțitul pe aici? Da, este armă albă. Păi și pistolul nu e tot armă albă? Nu. Ba da, armă de foc. A, și nu e armă albă. Pistolul este armă de foc. Ce? Boss, tu dau ce zici. Pistolul e A. Ah, păi da, este armă de... Dar nu este totodată armă albă? Frecvență. Deci armă albă intră la armă de conflict, ca și bătaia cu pumnul. Deci dacă mă enervează, nu pot scoase curea indiferent de unde sunt și să-i dau una în cap, da? Dacă te enervează, dacă te provoacă ceea ce ai făcut tu. Păi da, dar el a venit pe simplu și ne-a ajungheat. Da, păi da, pe tine nu te văd cu cuțitul de unt în mână, ci tot cu o macetă pălărie. Da, scos-o în greșeală. Da. Păi și el tot în greșeală a scos-o și între timp îi dai cu ea. În greșeală. Păi a fost. Deci, exact ce s-a întâmplat. Vă, să vezi ce-i bapă ăștia acum. Frate, așa o să faci mure, dar nu și dau cuțitul. Vali, da. Vezi că ai deja 3 etichete împotriva ta, la al 4-lea cer filmare. Oh. Să ferească Dumnezeu de așa ceva pe oricine. Fii atent, fie că ești live sau nu. Bine că l-ai iubit, nu e bine ciuciu. Așa, hai, zi tatăl nostru. Ce faci, mă? Ce faci, bă, anu. Bă. Treci la perete. Stai că încui eu mașina de aici, de la vă. Stai la perete. Așa, bun. Hai, zi tatăl nostru. Tatăl nostru gărești în cer, puteți să nu te vină brățerea ta. Bă, de la capăt. De la nu capăt. Nu pot, domnule, că mă doare gâtul. Stai așa, dă tot leacă mai încolo, colegul, să nu te-ai trăgut înapoi ceva. Nu, zici tatăl nostru corect și rezolvăm frumos sau rezolvăm urât? Rezolvăm ca 11 dosare penale al lui Bălăriei. Lăsă-mi cu Bălăriei. Sărmul pe el, sărmul. Tatăl nostru corect în cer, ființesc, să rămână tot bine pe gătăția ta, fac să... Stai mă, nu! Doamne, prost rău. Vai de capul și de zilele mele. Doamne, prost. Tai, dracu, hai că te duc la spital. Prost. Deschide ușa. Așa. Deschide ușa în spate, deschide ușa să vin cu... Oh, dă că l-arunc acum pe banchetă. Dă-i, deschide ușa. Așa. Mersi. Bun, l-ai deschis pe toate numai pe aia, nu? Fii atent ăsta din spate, te duci la mașina lui ăla și zici: domne, e de vânzare, că iau-te că am o grămadă de bani și chiar îmi trebuie o mașină neapărat să o cumpăr acum. Dă-mi și mie să ai să dăm o tură cu ea, te urci, ai tulit-o, ai înțeles? Hai. Vii după mine, da? Da, nu, da. Stai. Ce prost e. Ce faci, mă, prost? Păi dacă tu ai... Domnule, vizi mașina. Vizi mașina, domnule. Da, cât cer pe 10 milioane.
Îți dau 11 acum și cu un test drive. Mai bag 1 milion pe test drive. Dă-mi banii. Păi stai bossule, test drive. Și îți dau 11 milioane. Păi hai să luăm test drive. Cum ai trecut, poate te și test drive. Băi, acu-i pula mea mașina cu aia? A mea, dă-te în pula mea de fraier. Eu zic. Băi, ți-am zis că îți dau 11 milioane dacă mă lași și cu un test drive. Vreau, frate, adun banii, cash. Bă, tu ești prost, omule, test drive, morții tăi. La mine nu mai cash, nu mai cash. Futu-ți morții de aici pe mătă. Dă-te în pula mea de aici, domnului. Futu-ți morții de aici, doar fan. Stai, să-l lasă, lasă. Utuzi morții tăi, vorbește firul de la interfon cu mâine. Pulangiu stricace. Bă, când e ziua ta, mă, să-ți iau un bici, un ham, ceva, să te prostituie și tu. Utuzi morții tăi, mătaia care spală vase acasă, mătaia casnică. Utuzi morții tăi, să-ți mai plânge, pleacă, băi. Eu vă spun de aici. Vă trag mui, mă, mai ales nu-l băgă. Mai ales. Nu-l băgă, să nu-l băgă. Dar mai spun jalul ăsta. Nu-l băgă. Vă trag în pulă pe toți. Mai ales cu băiatul ăsta cu Brabus. Da, să sugă pula. Să mă lângheți la... Nu-ți mă uitam la tine la... Gândim cu metrilor, gândim. Greu să ne prind. Ăulău, balas. Cos. Ia-o, ăsta e cine-i? Lans. Cum te cheamă? Bă, ce faci, bă? Lans, cum te cheamă, mă? Lans, 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 Nico Cris. O fă, bă, mă, da, da, Lans, Balans. 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 Slap de grep la taracului. Bă, ia uite. Băi, zi pe care o morci aici, care e șmecher, care e documentează. Puteți drențele astea, un softil, că am putut bravo de la ei. Și acum adică uite și pune, dacă să moară băieții mei, dacă mă umpă cu pistol, dă îi umplu de plumb. Vexi, mă auzi, vexi, mă auzi, mi-ai sugi? Ok. Să-ți amorți în pulă de curvă cu coană, ce-i? Aole. Să-mi bă pula nevastă ta și în gagică ta. Bă, aici am voie să mă bat. O futem pe nevastă ta, bă, o luăm în pulă pe nevastă ta și o futem, băi, orfanii dracii. Dă-te dracu cu capra asta, capra asta ologită de aici, că-mi ba pula în voi. Dă-te, bă, din drum. Bă, ce dracu. Bă, dă-te, mă, din drum. Ăsta, ah. Dă-i drumul, deci, dă-i drumul mai repede. Dă-i drumul, deci. Ia uite, scrie pe Slejmi, mare vădumă, bravo. Hai că stai pe filmare, bossule, da? 4-3-0-8-7, da? Mi-i copilul ăla prost. Bun, să chemăm și noi la tine? Așa că... Să-l omorâți aici? Aaa, vădătoare, am așa răsanței pentru aici. L-am dat din stradă, au! Au! L-am dat din stradă, mă, morții tăi, ce... Dă-i după ei, Dacă nu bine... Centura. Ai văzut grijă, centura. De la oraș a fost, eu n-am intrat în el. Hai, dă-i, dă-i după el. Dă-i. Sclavule, dă-te mă jos! Intră tu la un șpăregu. Hai, dă-te, pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă, dă-te mai în față. Bă, dați-vă-n pula, mă bă, pe toți trei. Gata, că oamenii mei văd că se duc. For? Că-i înjură la tichet. Înjură la tichet. Bă, vezi cum marși ăsta de aici, că-mi bă pula în tine, băi. Iertos, eu zic. Mai ești bombardier, fraier. Când viața reală ne suși cu aia, le lată-te. Ne iei pula în gură, ne-o prost. Dar mă arogant, ești bă, puiul meu. Dă-i drumul. Cum știi așa pentru injurii la tichetă? Și nu-i știa, că tu m-ai provocat, bă, tu zici mie marși. Dar ce eu? Eu stac tu să-mi zici marși, mă? Ce provoking? Ia. Bun, liniște. Ce provoking? Eu zic să-i dai mai repede jail, înțelegi? Bun, liniște. Și nu-i spate, îi dai injurii la tichetă, că ești ăla în joc cu mustață. Așa, bă, dictatorule, dă-i drumul de fiu. Tu te n-ai vizit cu gata, bălărie, taci. Hai, bălărie. Să ții pentru injurii la tichet. Și ăștia au să-și iau muncă și ăștia au făcut injurii la tichet. Așa. Eu zic că domnul admin să... Poate și ăsta cu... Puteți să-i dați bani acum. Puteți să-i dați bani.
Nu da cu maceta. O să-și ia el ceapul ăla, o să-și ia ăsta cu maceta în mână. O să-și ia prătusul ăsta. Eu stac tot băi, nu ce el ceapă mă iei pe mine cu el ceapă. Eu zic să nu vă mai injurați că... Păi da mă ia, eu te înțeleg, dar el îmi zice mie marș, ce vorbește cu taxul, cu masa, să vorbească cu marș. Dar ce suferi mă, dar ce suferi? Efectiv, îl instig. Normal. Lucifer. Zi. Ei da lui băiatul ăsta, 5-5-6. Stai. Poftim? Nu dormi, și lui dacă și s-a făcut înjurat de chiar. Bună vară. Cu tine stigă la ceartă, mă omule. Shut the fuck up tu. Nigga, nigga in the shit, in the hood. Da, un tărp asta, hoaie. El nu ia cu ușa de fuck up și el poartă pe fumețurile. Ești pula. Da. Uite frate, cum înjura, nu-i zic nimic. Nu-i mai înjurați înapoi, nu-i mai înjurați înapoi. Dar nu-i înjurați înapoi. Ce vei? Lăsați că aia din greșeală n-au vrut. Am un instinct așa, trage, să calc-o. Două secunde, să caut sancțiune. Bă, tași mă, că tu în viața ăla ne bas cu limba peste coaie. Bă, ne bas cu limba peste coaie. Ține-ți colțul acolo, băi. Ține-ți umbra acolo. Bă, eu țin să nu vină mă, tași. Bă, dacă-i valiu online. Bă, ți-ai făcut? Așa, te-ai pus, mulțumesc.